Discutăm cu Radu Mihalca, medic specialist endocrinologie. Domnule doctor, este evident că dacă în mod repetat contactul sexual nu durează mai mult de câteva secunde, vorbim de ejaculare precoce. Sunt însă bărbați care își fac griji din acest punct de vedere, chiar dacă un contact sexual durează 10-15 minute. Cât durează de fapt un contact sexual normal și când vorbim de ejaculare prematură? Deci, studiile care au fost realizate la nivel internațional, publicate în reviste de specialitate, au stabilit că se vorbește despre ejaculare precoce atunci când ea are loc mai devreme de un minut după penetrarea în vagin sau, bineînțeles, înainte de penetrare, adică ceea ce se numește în termeni medicali anteportas. Există mai multe modalități prin care noi medicii încercăm să evaluăm această perioadă, acest interval de timp, care nu întotdeauna este ușor de stabilit. Înțelegeți? 10-15 minute, bineînțeles, este un raport sexual cu o durată normală. Deci, de obicei, un raport sexual durează undeva între 5 și 15 minute. Care sunt cauzele ejaculării precoce? Ejacularea precoce nu are deocamdată niște cauze pe care știința să le cunoască. Deci noi nu știm exact care este fiziopatologia ei. Deci nu știm ce deosebește un bărbat cu ejaculare precoce de unul care nu are ejaculare precoce. Ejacularea precoce are factori de risc. Deci are situații patologice sau fiziologice, depinde, care predispun la apariția acestui simptom. Trebuie să ținem cont de faptul că ejacularea precoce este de cele mai multe ori un simptom, nu o boală, deci nu o patologie. Cele mai frecvente sunt disfuncția erectilă, patologiile tiroidiene, patologiile infecțioase ale aparatului genital masculin, unele anomalii anatomice și, bineînțeles, cauze psihologice. Există un întreg spectru de, să spunem, condiții psihologice care pot predispune la ejaculare precoce. Nu toate patologice. Poate să fie și important și factorul ereditar? Sunt unele teorii publicate în literatură care vorbesc despre o predispoziție genetică, deci o situație care apare datorită unui dezechilibru la nivelul neurotransmițătorilor care controlează acest fenomen al ejaculării, care e un fenomen reflex, cum știm cu toții. Deci este un fenomen care, practic, la un moment dat în timpul raportului sexual pornește și el poate fi întârziat în anumite condiții, dar nu întotdeauna. Deci este un reflex. Da, există aceste teorii, deci, care, bineînțeles, așteaptă încă să fie demonstrate. Poate apărea ca urmare a masturbării? Nu, nu există nicio evidență în acest sens. Deci, masturbarea nu poate avea efect asupra timpului de ejaculare, decât cel mult al întârzia. Deci, în cazul raporturilor sexuale repetate, da, în serie, bineînțeles, ejacularea întârzie, da, odată cu ejaculările precedente, dar nu există niciun dat, nicio informație că acest lucru s-ar întâmpla și invers, adică că masturbarea ar putea produce ejaculare rapidă. Cum procedează un medic pentru a determina cauzele ejaculării precoce? Cu alte cuvinte, să zicem că eu sunt bărbat și sufăr de această problemă. La ce trebuie să mă aștept din momentul în care pătrund în cabinetul medical? Ce gen de analize și de teste urmează să... Deci, întâi este o simplă discuție în care medicul, bineînțeles, își face fișa anamnestică, deci stă de vorbă cu pacientul, e adevărat, stă de vorbă despre lucruri destul de intime, deci întrebările vor...
merge în toată viața sexuală a pacientului nostru. Pe urmă, informațiile care trebuie obținute sunt despre alte patologii care pot predispune, cum am zis înainte, pot reprezenta un factor de risc pentru ejacularea precoce, după care urmează examenul clinic, care, bineînțeles, e un examen al zonelor genitale. Deci asta înseamnă examinarea penisului, testiculelor, tușeul rectal și de aici, în funcție de ce se poate observa la examenul clinic, pot urma alte analize, cum ar fi analize microbiologice, știu eu, analiza secreției prostatice, analiza urinei, ecografia prostatică, care de cele mai multe ori poate să fie transrectală. Depinde. Vă repet, este un simptom. Deci eu, în momentul în care am bărbatul care a venit la mine pentru ejaculare precoce, trebuie să stabilesc dacă el este în fața unei ejaculări precoce care se întâmplă episodic, să spunem, din când în când, sau într-adevăr e o situație patologică. Și atunci, în funcție de asta, stabilesc ce e de făcut. Se spune că dacă ești ok din punct de vedere psihic, atunci nu vei avea probleme nici cu viața sexuală, cum comentați. Da, sigur, de obicei este așa. Trebuie să ținem cont de un lucru. Viața sexuală în rasa umană este ceva destul de complex. Adică nu este ca și cum ne-am spălat pe mâini sau ca și cum am face o activitate sportivă, cu toate semnalele care câteodată se găsesc chiar în media despre această activitate sexuală la comandă, nu e așa. Deci e clar că putem avea persoane cu probleme psihologice care au o viață sexuală perfect normală și invers. Putem avea persoane perfect normale cu probleme la nivelul vieții sexuale. Deci nu se exclud reciproc. Care sunt căile de tratament? Căile de tratament sunt probabil capitolul care abia acum începe să fie explorat la adevărata lui valoare. Adică până în anii, să spunem, 1970, tratamentul era exclusiv psihologic. Deci de această problemă se ocupau de obicei psihologi sau psihiatri. După care au început să fie folosite antidepresivele. Deci antidepresivele sunt substanțe care duceau la o modificare a echilibrului neurotransmițătorilor care controlează reflexul ejaculării. Deci, practic, noi foloseam un efect advers al antidepresivelor, care era acela al întârzierii ejaculării. Lucrurile astea au mers și în anii 80, și în anii 90, și în anii 2000, bineînțeles, asociate eventual cu alte strategii. Deci se folosesc, bineînțeles, substanțe locale, da? Deci substanțe anestezice care acționează local. Se folosesc, bineînțeles, niște tehnici sexologice, deci de obicei noi spunem pacienților în timpul raporturilor sexuale să se comporte într-un anumit fel. Și lucrurile astea ajută. De un an există o moleculă, din păcate nu se găsește încă în comerț în România, care este o evoluție a antidepresivelor cu efect de blocare a recaptării serotoninei, da? Deci cele mai folosite azi, este prima moleculă care a fost efectiv aprobată de întâi de Food and Drug Administration în Statele Unite, pe urmă de Agenția Europeană, pentru ejacularea precoce. Deci pe cutia acestei substanțe veți găsi scris este folosită în tratamentul ejaculării precoce. Deci este un antidepresiv cu o durată de acțiune foarte scurtă, care practic se folosește la nevoie. Deci on demand pacientul poate să o ia. Vă repet, nu este încă în comerț în România, din păcate. Înțeles. Care este rolul partenerei de viață cu privire la această problemă?
cum poate ea să-și ajute partenerul? Da, partenera, bineînțeles, are un rol activ, adică sexul înseamnă, presupune două persoane. Deci e clar că partenera întâi și întâi trebuie să înțeleagă problema și pe urmă există tot felul de strategii pe care noi le punem la dispoziția cuplului. Adică, de obicei, primul contact cu medicul este pacientul singur. Noi, de obicei, însă, cerem sau încercăm să obținem ca la următoarele consultații să vină și partenera. În felul ăsta se explică mai bine care este situația și încercăm să ajutăm. Bineînțeles, e foarte important ce face partenera și ce gândește partenera. Cum se poate preveni ejacularea precoce? Prevenirea ejaculării precoce se poate face pentru unele situații de ejaculare precoce. Deci, cum v-am spus, există unele cazuri care probabil sunt constituționale, da? Ca să nu folosesc cuvântul ereditare, constituționale. Deci, probabil, acele persoane au în patrimoniu genetic acel tip de activitate al neurotransmițătorilor. Este ceea ce se numește ejacularea precoce primară, care este adevărata boală, ejaculare precoce, care e undeva pe la 2% din populație. Asta spun estimările care au fost publicate până acum. Bineînțeles, aceasta nu are niciun fel de posibilitate de a fi prevenită. Există, pe de altă parte, însă toate celelalte cazuri, da, ceilalți factori de risc, care se pare sunt undeva, deci simptomul ejaculare precoce apare în viața cam a 20% din bărbați. Deci 20% din bărbați de-a lungul vieții experimentează un simptom de genul ejaculare precoce. Dintre aceste cauze de simptom ejaculare precoce, bineînțeles, există cele care pot fi prevenite, cele legate de infecțiile aparatului genital pe care v-am spus, cam singurele. Deci doar acolo reușim noi să facem o activitate de tip preventiv.